Cum începi o afacere încă din studenție? Cu Antres 2.0, un program special creat pentru studenții de la licență, masterat și doctorat. Mai întâi faci cursuri de antreprenoriat, unde înveți să elaborezi planul de afaceri. Apoi participi la concursul de planuri de afaceri. După ce câștigi, faci practică în întreprinderea simulată și în firma cu profil similar afacerii tale. La final înființezi firma și primești finanțarea. Caută Antres pe www.ugal.ro și înscrie-te în program. Program. Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule președinte, vom vorbi în această seară despre aeroport despre asocierea de dezvoltare, asociația de dezvoltare intercomunitară, despre proiectele Consiliului Județean, dar întâi de toate vreau să vorbim despre bani. A fost votat bugetul Consiliului pe anul 2022. Aveți, aveți un buget foarte mare. Haideți să ne spuneți dumneavoastră, cum stați cu banii? Stăm bine. Deci din punctul ăsta de vedere bă, stăm bine, dar bă, ca să ajungem la bugetul ăsta a trebuit să muncim. A trebuit să muncim încă bă, din 2016 când am preluat Consiliul Județean împreună cu echipa, pentru că așa cum am spus-o, repet și am să o răspund de fiecare dată, bă, contează foarte mult oamenii de care ești înconjurat, contează foarte mult echipa, contează ca oamenii să creadă în tine, pentru că dacă vii cu proiecte, viabile, sustenabile, proiecte care să-i încânte și pe ei, pentru că toți și-au dorit de-a lungul timpului și pentru că trăiesc în gala, și-au dorit drumul, și-au dorit spital, și-au dorit cultură, și-au dorit agrement. Și atunci toți au venit și-au fost alături de aceste proiecte. Consiliul Județean, încă o dată, repet, nu este o instituție care să încaseze taxe și impozite. Deci gândiți-vă că acest buget este format, este construit pe ceea ce înseamnă fonduri europene. Pentru că de-a lungul timpului am avut bani de la bugetul de stat din cote de falcate TVA impozit, dar au fost sume mici, doar că aceste sume la rândul lor nu au fost cheltuite toate pentru că am venit cu absorpție de fonduri europene. În momentul în care vei cu absorpție de fonduri europene la un proiect de 10 milioane de euro sau de 20 de milioane de euro, pui o cofinanțare de 2%. Și uitați așa, așa, ușor, Vedeți aici și pe graficul ăsta din 2016 cum am început până în 2020, dacă în 2016 am început de la, dacă o să mai vrea colegii să ne mai lase graficul la primul, încă o dată să vedem de unde am plecat aici sunt fondurile europene. Uitați-vă în 2016 94% din buget erau era pentru pentru, pentru, pentru funcționari. funcționare. Uitați-vă aici la bugetul Consiliului Județean 2016 aveam doar 217.000 de lei buget. Uitați-vă secțiunea de dezvoltare 217 de, milioane, da? 217 milioane erau doar 12 milioane 700 la ceea ce înseamnă dezvoltare. 12 milioane 700 însemnau cam 3 milioane de, de, euro. Cam de aici am plecat la, ceea, la dezvoltare și acum suntem la 667 de uh, milioane de lei, asta însemnând undeva la peste 100 și ceva, 120 de uh, milioane de, de euro investiții numai în, în ceea ce înseamnă dezvoltare. Am uitat de consolidat, aveți un buget. De fapt, aici sunt la 667 de 7, milioane. 667 de milioane, într-adevăr, sunt 120-125 de milioane de euro. Da, într-adevăr. Și uitați-vă că și partea de funcționare, dacă în 2016 aveam 217 milioane de lei funcționare, în 2020 avem 256 de milioane de lei, asta înseamnă în 6 ani de zile că noi am crescut cheltuielile de funcționare foarte puțin în condițiile în care au crescut prețul la energie, la consumabile, la materiale, la au crescut salariile, chiar și în condițiile astea, bugetul pe funcționare a rămas aproape la același nivel. Asta înseamnă am auzit pe unii dintre colegii mei, Domnule, trebuie să dai oameni afară ca să, să faci reduceri la la cheltuieli. Nu, ai nevoie de oameni. Da, trebuie să nu mai stea oameni în anumite instituții care nu fac nimic, dar oamenii care muncesc. Avem o criză de oameni, de oameni calificați de nu vă imaginați. Credeți-mă, fără oameni nu poți să faci absolut nimic. Da, este o mare bucurie că am reușit să ajungem la nivelul ăsta. Este o mare bucurie că, la ora actuală, bugetul Consiliului Județean Galați a reușit să depășească cu mult. Bugetele multor județe din țară, județe care sunt mai mari decât județul Galați. 924 de milioane 924 de lei. Da? lei. Uitați-vă că din bugetul ăsta 33%, 304 milioane merg pe transporturi, uh, pe b, mediu, 20%, adică 180 de milioane. Credeți-mă, când am stat de vorbă cu unul dintre colegii mei de la un președinte de Consiliu Județean și am spus că dau 10% din buget, adică 93 de milioane, aproape 20 de milioane de euro, doar pentru cultură, mi-a zis că sunt nebun. Sănătatea, 20% din buget, 160 și ceva de milioane de lei, adică peste 30 de milioane de euro. Sunt sume care se duc... În investiții, nu mai vorbim și de celelalte domenii, pe asistență, bă, pe asistență socială. Uitați-vă că la partea de bă, funcționare în Consiliul Județean, doar aparatul e 6%. Foarte, foarte puțin. De asta vă spun că mă bucur că împreună cu echipa Consiliului Județean, împreună cu consilierii județeni, pentru că au fost alături de bă, aceste proiecte, că și-au exprimat votul, că atunci când a fost cazul, au mai și criticat. Dar împreună am reușit să ajungem la această performanță. Da, este un motiv de bucurie, de mândrie, este un motiv, este un lucru care ne bucură, dar bă, este foarte multă muncă în spate. 450 de milioane de lei. Bani veniți din fonduri europene. Da. 450 de milioane de lei numai în 2000. Ce înseamnă asta? O echipă care se ocupă dimineața până seara să scrie proiecte? O echipă? Bă, o echipă care se să, să ocupă să scrie proiecte. Pentru că, ce se întâmplă? Așa cum spuneam, dacă nu făceam proiecte europene, astăzi nu am fi vorbit de un astfel de buget. Ce înseamnă un proiect european? Înseamnă un proiect pe care l-am început în 2016, de exemplu, dau un exemplu care îmi trece acum prin minte, drumul județean 254, adică de la Băivești, Călmățui, Grivița până la Costachi Negri, este un drum pe care l-am început în 2016 cu studii de fezabilitate, cu expertize, cu achiziții și tot așa mai departe și pe care l-am finalizat în 2021. 5 ani de zile au trebuit să treacă ca aceste proiecte să fie finalizate. Ce înseamnă asta? Înseamnă foarte multă muncă, înseamnă monitorizare, înseamnă verificare de la toate instituțiile statului, înseamnă că de fiecare dată oamenii ăștia au trebuit să răspundă prezent că vine nu știu ce instituție în control, că vine nu știu ce altă instituție în control și tot așa mai departe și oamenii ăștia tot timpul au trebuit să furnizeze Zeci și zeci și tone de hârtie care au, fost, bă, care au fost verificate. Plus că fiecare. Asta înseamnă proiecte cu fonduri europene. Da, este greu. Este foarte greu să faci proiecte cu fonduri europene, dar satisfacția este una foarte mare că reușești să ajungi la nivelul ăsta de buget, că reușești să ai excedent bugetar, pentru că bănuții aia pe care ai de bă, investit din bugetul propriu nu investești pe toți. Așa am reușit să facem și un buffer de unde atunci când Ministerul, Ministerul Fondului Europene de... nu ne decontau la timp facturile pe care le dădeau constructorii, noi luam de acolo bani și plăteam facturile. Adică nu putem A, să, să ți fiți cu lucrările la exact, timp. Exact, ca okay. să fim cu facturile, facturile la zi. Gândiți-vă că vine un constructor în luna mai și îți emite o factură de un milion de euro și tu o plătești în luna august, din luna mai până în luna august, pentru că decalajul ăsta între depunerea facturilor la Ministerul Fondurilor Europene sau MIPE, cum se numește acum Ministerul, durează cam 3 luni de zile. Astăzi depui factura și abia peste 3 luni de zile recuperezi banii, ceea ce ar fi fost un decalaj foarte mare și ca să revin, da, este un buget al gălățenilor, este un, un buget care zic eu că ne face cinste. Spuneați un pic mai devreme că aveți 33% bani pentru transporturi, 20% protecția mediului, 18% investiții în sănătate, 10% cultură, 9% asistență socială. Comparativ cu bugetul anului trecut, pe ce linie bugetară sunt modificări majore? E puțin modificat la partea de la partea de mediu, pentru că acum am intrat mai intens în ceea ce înseamnă proiectul, va trebui să înființăm stația de tratare mecanobiologică, care înseamnă vreo 60 de milioane de euro. În rest, am mai scăzut puțin la ceea ce înseamnă infrastructură, pentru că și acolo Proiectele cu finanțare europeană au început să scadă, iar eu din bugetul bă, propriu nu prea dau bani pentru bă, infrastructură, pentru că sunt foarte multe sau sunt multe axe de finanțare: căi pe Angel Salini cu buget național, căi pe bă, fonduri europene și încerc să mă rezum la a investi bani din bugetul Consiliului Județean strict doar pe drumurile care nu sunt eligibile pe nicio axă de finanțare. Deci, din bugetul Consiliului Județean, doar pe alea le fac. Și, într-adevăr, am mai crescut puțin la cultură, pentru că bă, e nevoie și bă, sunt vreo câteva proiecte pe care vreau să le bă, finalizăm și să bă, intrăm intens, bă, intens în ele. Și sănătatea care bă, va veni bă, 2020 și bă, Doi, zic eu, cu câteva surprize frumoase. Eu îmi doresc foarte mult să bă, ajungem ca și Galațiu să poată să beneficieze de un spital nou, așa cum l-am făcut, l-am proiectat, este studiu de fezabilitate făcut, depus. O să vorbim și despre acest adică, lucru, în de, de astăzi, Adică da. bă, în mare, bă, în mare cu, mici, bă, cu mici diferențe, așa, dar el este cam, cam la fel împărțit. Când vorbim despre cei 33% din bugetul de investiții pentru transporturi, aici intră bani și pentru mult discutatul proiect aeroport în zona Galazbrela? Am prins pentru aeroport, am prins 5 milioane de lei, adică un milion de euro, pentru a face pentru a face studiul de fezabilitate. Doar că am să spun încă o dată și vă spun cu toată convingerea și cu toată tăria. S-a întâmplat un lucru care bă, trebuia să se întâmple de foarte mult timp în această regiune sud-est, și anume că zic eu că și Galațiul și Brăila s-a renunțat la Orgolii și ne interesează obiective comune, pentru că este una să vii de la bă, Brăila până la bă, aeroportul din Galați la 15 minute decât să mergi până la București timp de 3 ore sau 3 ore și jumătate cu mașina. Pentru că aici nu este vorba de unde se face aeroportul. Că dacă ar fi fost teren, ar fi fost spațiu unde să se construiască, chiar dacă se construia la Brăila sau dacă se construiește la Galați, noi trebuie să înțelegem tot timpul că diferența de, sau distanța atât de mică între cele două județe este atât de mică încât nu contează că se face spital și la Brăila, că se face aeroportul la Galați, că s-a făcut podul la Brăila și că nu știu ce să faci. Nu! Toate lucrurile astea ajută la dezvoltarea zonei. Și atunci, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, am făcut și vă o să vedeți că în ședința de luni, pe 28 februarie, atât Consiliul Județean Galați, cât și Consiliul Județean Brăila, Vom da o hotărâre de, câte o hotărâre de Consiliu Județean, unde vom face un parteneriat între cele două Consilii Județene, ca acest obiectiv să fie un obiectiv comun de investiții, pentru că în momentul în care merg doi președinți de Consiliu Județean, până în momentul în care merg doi primari de municipi, când merg doi europarlamentari, când merg zece primare, 10 parlamentare din regiune și cer un anumit obiectiv pentru regiunea Galați-Brăila, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Și atunci, împreună cu colegul de la Brăila, acum trebuie să recunosc că asta mă și ajută pentru că nu voi mai cheltui 5 milioane din bugetul Consiliului Județean, voi cheltui doar 2,5 milioane de lei și 2,5 milioane de lei va, va pune, pune din bugetul, bugetul Consiliului Județean Brăila. Consiliul și în felul ăsta, Vom reuși să, să realizăm ceea ce ne-am propus. Eu cred că este un, proiect, este un proiect mult așteptat, un proiect care va conduce la dezvoltarea regiunii, și mai mult de atât, după multe, multe solicitări și după foarte multe, eu știu, intervenții făcute la minister cu rugăminți și tot așa mai departe. 2022 a fost un an și este un an bun. A început bine pentru că am reușit să introducem acest aeroport inclusiv în masterplanul de transporturi. Vă aduceți aminte că tot timpul vă spuneam că am făcut studiu de oportunitate, am făcut un studiu de trafic al persoanelor privind mobilitatea persoanelor de la Gala și Brăila spre București și dinspre București de la aeroport în zonă și ne ieșea că sunt foarte mulți oameni care călătoresc aici, chiar din zonă, chiar mai mulți decât în, în zonele unde sunt aeroporturi consacrate. Și atunci am reușit să-l băgăm în master planul de transporturi. Ceea ce înseamnă că imediat după aprobarea celor două parteneriate de pe 28 februarie, adică de luni, vom demara, bă, demara procedurile pentru a face studiu de fezabilitate, expertize. Vreau să vă spun că mă doare capul, am discutat cu specialiști câte studii, câte expertize pentru vânt, pentru precipitații, pentru Bă, număr de ore cu ceață, număr de ore cu soare, bă, structura solului, structura, bă, adică te... Știți ce nu am înțeles eu foarte bine în comunicarea pe care am primit-o de la colegii dumneavoastră, se spune citez. În bugetul de anul acesta am prevăzut bani pentru realizarea primelor expertize și analize, precum și a mai multor documente tehnice de care avem mare nevoie Corect. pentru a obține împreună prin intermediul Asociației de Dezvoltare comunitară pentru infrastructura de transport, fonduri nerambursabile pentru construirea acestui aeroport. Am încheiat citatul. Până la urmă, proiectul unui viitor aeroport la Galați, Galați Brăila, are la bază fonduri nerambursabile sau vorbim despre fonduri de la bugetul no național? Deci astăzi când vorbim, adică mai exact în decembrie când s-a aprobat bugetul, nu era bă, introdus în master plan. nu aveam această asociere de dezvoltare bă, intercomunitară sud-est Galați-Brăila-Bialumița-Călăraș, nu aveam acest parteneriat între Galați și Brăila și am prins bani pentru bă, pentru a face un studiu de fezabilitate în buget, lucru pe care l-am făcut și în 2021. Lucru pe care l-am făcut și în 2020. Adică eu am prins în fiecare an bani în bugetul Consiliului Județean pentru studiu de fezabilitate că poate, poate reușesc să introduc aeroportul în master planul de transportul al României și atunci să demarăm procedura pentru studiul de fezabilitate. Da, astăzi când vorbim, vorbim de studiul de fezabilitate, asta probabil va dura un an, un an și ceva de zile până să termină toate procedurile și studiile și expertizele respective și atunci, între timp, să vedem care va fi, bă, va fi sursa de finanțare, că sursa de finanțare poate fi din bugetul bugetele locale celor două uat uri poate fi din bugetul de stat, al Ministerului Transporturilor, poate așa cum s-au alocat bani pentru Brașov, așa cum s-au alocat bani pentru Iași, așa cum s-au alocat bani pentru aeroportul din Oradea, așa se pot aloca de la bugetul de stat bani și pentru aeroportul din Galați. Adică, bă, cum se pot aloca bani pentru celălalt aeroport din țară, cu siguranță se poate și pentru cel din Galați. Bineînțeles că, în paralel, căutăm și altă bă, sursă de finanțare. Știu, poate fi un partener public-privat. Poate apare vreo sursă de finanțare din fonduri europene. Poate nu tot. Asta nu, să poate, vă întreb, nu dacă nu sunt linii de finanțare Poate nu toată investiție va fi făcută din fonduri europene. Poate va fi făcut doar o parte din, din investiții va fi făcută din fonduri europene și o parte va fi din fondurile proprii, că vor fi de la bugetul de stat sau că vor fi din fonduri locale. Cert este un singur lucru, că dorința și voința noastră este ca acest aeroport. Să se realizeze. Și uitați-vă cu câtă convingere o spun, pentru că chiar cred că acum, în momentul de față, așa cum stau lucrurile, configurate, structurate pe, bă, bă, pe capitole, pe investiții, atât în sănătate, bă, transporturi, aeroport și tot așa mai departe, este pentru bă, prima dată când Galațiu, zona, regiunea asta, Galați-Brăila, are un. Are un, o strategie de dezvoltare coerentă și concretă. Adică, vorbim de lucruri concrete, nu mai vorbim de, bă, eu știu, da, gândiți-vă că și acum 4 ani, și acum 3 ani, și acum 6 ani, și acum 10 ani, toată lumea din totdeauna și-au dorit cei care au condus Galațiu și-au dorit să facă, să construiască acest aeroport. Gândiți-vă că pe, de podul peste Dunăre se discută de prin 96 și uitați-vă câți ani au trecut până s-a ajuns. Da, și acest aeroport am convingerea că uh, va deveni o realitate pentru că ne place sau nu ne place, ne obligă tehnologia, ne obligă evoluția să avem și o astfel de investiție în regiune. Știre, grupul italian Finco Gero va participa alături de autoritățile locale la construirea unui aeroport internațional în zona galați Braila. Proiectul necesită o finanțare de 50 de milioane de euro Pentru realizarea acestui proiect Autoritățile din Galați și Brăila Precum și reprezentantul grupului italian Au semnat un acord de parteneriat Știți când a fost această știre difuzată? Probabil, dacă stau bine să mă gândesc Cred că vreo 10 ani 5 a 11-a 2003 <coughs> 20 deci, <acum coughs> 19 19 ani Galați și Brăila semnau un acord de parteneriat, găsiseră și un constructor, apropo, de parteneriat public-privat. Așa se vorbea în acea știre despre faptul că constructorul italian ar putea să dețină 51% din viitoarea investiții. Da. Eu sunt sigur că bă, și atunci bă, oamenii au fost de bună credință pentru că și-au dorit. A, și în acum 20 de ani sau 20 ceva de ani când s-a început discuția despre pod, toată lumea a plecat de la bă, bunele intenții și de la dorința, într-adevăr, de a face, pentru că ăsta este adevărul. Cu toții ne dorim și avem menirea asta. Cei care trecem prin stăm pe aceste scaune și bă, suntem prin aceste funcții vremelnici, să facem ceva, să lăsăm ceva. Și eu cred că vom reuși. Eu chiar cred că vom, vom reuși, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci s-au schimbat. Da, e adevărat că s-au schimbat, dar să știți că am reținut și în emisiunea de astăzi și în comunicarea pe care ați avut-o referitor la acest subiect, ați folosit de fiecare dată cuvântul orgoliu, sau mai bine spus expresia am lăsat deoparte orgolile. O să citez din nou, este primul proiect major, cel puțin din ultimii ani, în care, fără niciun fel de orgoliu, chiar și dincolo de hârtii și de proceduri, cele două județe își dau mâna pentru a realiza o investiție atât de importantă. Am încheiat citatul. Ați folosit acest cuvânt. Ce înseamnă că administrațiile din Gala și Brăila <coughs> recunosc, realizează că până acum au existat orgolii care au frânat investiții în zona aceasta? Cred că bă, orgolile bă, au fost. Deci nu are bă, rost să ne bă, ascundem că nu au fost... Bă ceva orgolii, fricțiuni de-a lungul timpului între autoritățile locale din Galați și cele din Brăila sau bă, invers. <coughs> Avantajul major este că lucrurile s-au fost depășite și așa cum vedeți acum, bă, împreună ne-am dat mâna și bă, împreună lucrăm la câteva proiecte, proiecte de anvergură pentru această regiune, pentru că în afară de aeroport Vorbim de acest drum expres între Galați, Brăila, Drajna, Băcălăraș, Chiciu. Vorbim de un drum expres susținut și de Galați și de Brăila, un drum expres de la Baldovinești până la Bă Focșani, la autostrada A7. Un drum care va ajuta atât traficul spre podul pe, peste Dunăre, dar va ajuta și Galațiul, pentru că la ora actuală tot ce înseamnă trafic care vine din Vrancea, din Bacău, din Neamț și vor să ajungă în Galați, vin pe drumul național DN25 de la Tecuci la Galați. Adică sunt proiecte care ne vor ajuta pe toți. Și atunci scopul este unul clar. Dacă suntem împreună, suntem mai puternici. Împreună vom reuși să realizăm și obiectivele pe care le -am, ni le-am propus. Asta este scopul: să realizăm obiective pentru că îmi pare rău să dau exemplul ăsta. E ok, nu am absolut nimic cu județile din vest. Dar dacă un județ în vestul țării poate să ia un miliard de euro pentru un metrou, de ce n-ar putea și Galați-Brăila să ia 200 de milioane de euro pentru un aeroport? De ce nu ar putea și această regiune, Galați-Brăila, să ia bani pentru un drum expres de la Baldovinești până la, până la Focșani? De ce nu am putea să luăm și noi bani și să fie ca și prioritate un drum expres de la Galați până la Chiciu, pentru că vorbim Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, vorbim de 1.700.000-1.800.000 de, de locuitori. De ce? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă răspund, dar nu o să vă placă foarte tare răspunsul meu. Știți foarte bine, politicienii din Galați și din Brăila, câteodată chiar politicienii de la același partid politic, dar filialele din Galați și Brăila, n-au reușit să rezoneze. Dacă au putut, la un moment dat, chiar să împiedice dezvoltarea unor proiecte în comunitățile <coughs> celelalte. Știți bine că da, nu vă mai credeți. Mă bucur că ăsta este momentul, mă bucur că ăsta este momentul în care toată lumea a înțeles că împreună vom reuși să facem ceva pentru această regiune. Sincer, credeți bucura... că are vreo influență faptul că domnul Dan Nica și cu domnul Tudose sunt colegi? În Parlamentul European și au putut să comunice mai mult și să ajungă la un numitor comun? Păi asta este practica, asta este și sămânța bă, bă, creierii acestei legături. Pentru că bă, cei doi, mergând lunea dimineața spre Bruxelles, venind joia, vinerea spre Bruxelles, locuind, mergând în aceeași zi la bă, Parlamentul European. Vă dați seama că se leagă, se face o legătură să discută, să discută proiecte comune, se analizează bă, anumite lucruri bă, care pot fi realizate în zonă. Și atunci e clar că s-a ajuns la concluzia asta, haide să începem să colaborăm și să bă, mergem cu toții pe aceeași bă, pe aceeași linie, că dacă bă, vom vorbi cu toții pe aceeași voce, vom fi mult mai mult sau mult mai puternici, vom fi mult mai puternici și mult mai bine auziți. Asta este bă, Asta este concluzia. Da. Într-o emisiune viitoare o să reușim măcar prin videofon să-i invităm să ni se alăture la o emisiune, atât pe domnul Nica, cât și pe domnul Tudose. Revenind la bugetul pe anul 2022, pe locul 2 se află bugetul alocat protecției mediului. că aici vor intră și depozitul ecologic de la Valea Mărului? Aici intră sistemul de management integrat al deșeurilor, unde este prins și bă, este prins și depozitul de deșeuri menajere de la Valea Mărului, care astăzi când vorbim este gata în proporție de 95%, de 96, aproape finalizat, da? El este aproape bă, finalizat în momentul de față. Sunt câteva bă, finisaje care mai trebuie să făcute acolo, câteva trotuare, câteva bă, lucruri care mai trebuie să amenajate și bă, zic eu că Astăzi, acum suntem în luna bă, februarie, sfârșitul lunii bă, februarie. Eu cred că la sfârșitul lunii martie, cel târziu, sfârșitul lunii aprilie, vom avea bă, norocul. Aici este, vedeți, o stația de bă, sortare. Aici se lucrează la un drum, drumul de acces către așa. Aici este laboratorul de la bă, stația de Imaginile au fost compostare. de pe pagina dumneavoastră A, așa, de Facebook. Aici este bă, depozitul cu materialul bă, filtrant. Pentru că trebuie să fie levigat, benzile transportoare pentru deșeu menager. Aici avem o chestie foarte interesantă, dacă ar putea colegii să oprească imaginea. Este una dintre cele mai performante stații de iepurare a apelor. Este o stație în 5 trepte. Primele trepte sunt pentru filtrare, al patra pentru o osmoză inversă iar cincea treaptă este pentru neutralizarea ionilor de, de amoniu ceea ce înseamnă că în momentul în, care va, în momentul în care va ieși apele, vor ieși apele uzate din această stație vor avea un indicator se numește NTPA că am început să le învăț acum pentru că sunt foarte multe stații construite în județ va ieși o apă filtrată pură, aproape ca apa de băut. Adică tot ce înseamnă apă meteorică care curge pe depoistul de deșeuri menajere. Apa care rezultă din după ce depui de fracția umedă și apoi să scurge, să le vigă și iese prin conductele și conductele de captare, vor intra în această stație este ultra performantă, este cred la ora actuală din ce spun specialiștii unică în România, și va bă, filtra atât de bine apa încât va ieși o apă pură aproape la nivelul apei de, de băut. Adică sunt bă, lucruri care se întâmplă plus că bă, acolo vor mai fi bă, va fi o zonă unde va fi, va fi captat gazul bă, rezultat din bă, fermentare cu bă, arzător. Totul este dotat cu utilaje noi, cu bă, mașini, cu absolut totul este bă, nou aici. Se lucrează așa cum spuneam, uitați-vă, parcul de utilaje de la, de la Valea Mărului, o parte din parcul de utilaje care vor lucra acolo, nou. Da, deci sunt 95% uh, la sută, spuneți dumneavoastră că e finalizată această aici investiție de, de 95, cât a fost Aici, uitați, de milioane, aici nu? este arzătorul pentru, bă, pentru acel gaz. Ia, bă, toată investiția bă, este de 105 milioane, dar la Valea Mărului este doar 17, bă, doar 17 milioane pentru că stația de tratare mecanobiologică de la Galați costă 60 de milioane de euro, dar acest depozit cu linie de sortare cu exact ce v-am prezentat până acum va fi funcțional încă din aprilie, mai do aprilie 2022, ceea ce vom putea, ceea ce vom putea să ducem deșeu menajer la bă, valea mărului va fi sortat și nu, să nu trebuiască să-l mai ducem la Vaslui, la, bă, la roșiești. Zic eu că este un, este un lucru <coughs> extraordinar, oamenii lucrează. Am avut noroc că a câștigat o firmă serioasă care și-a văzut de bă, treabă și a făcut aici Este bă, spațiu administrativ. Da, nu pot decât să, bă, să mă bucur. Vedeți, asta este bă, satisfacția. Asta este bă, satisfacția. Uitați-vă aici, bă, înainte era ce imagine, dinainte era o rampă unde mașinile care intră în stația de bă, în depozit, sau iese din depozit, de, mai exact cel care iese din depozit, vor fi vor avea roțile spălate. Se vor spăla roțile mașinii și apoi apa va ajunge, așa cum am spus în acea bă, stație de epurare. Da, o să vreau să parcurgem fiecare, sau mă rog, câte puțin din aceste linii bugetare din bugetul anului 2022. Sănătate, 18% din bugetul de investiții. Aici nu o să vă las foarte mult să dezvoltați, că e subiectul noastră preferat. Știu că începeți să vorbiți despre banii, despre investițiile din sănătate. Se consumă cam jumătate din emisiune. Puneți-ne uh, câteva cuvinte despre Spitalul Municipal Anton Cincu de la Tecuci. Știu că a trecut din Administrarea Consiliului Local în Administrarea Consiliului Județean. Uh, Spitalul Anton V este un spital cu ștate vechi. Este un uh, spital care la ora actuală asigură servicii medicale la peste 130-140.000 de, de locuitori din, uh, din zona Tecuciului. <coughs> Credeți-mă că eu nu mi-am imaginat, am spus-o și o repet, eu nu m-am imaginat că un spital în 2022 poate să arate cum arată spitalul Tecuș. Din păcate nu au avut fonduri, din păcate nu au reușit. Foarte vechi e spitalul Este acela. foarte vechi, are 150 de ani, sunt uși, dacă intri acolo o să vedeți uși care sunt de prin 60 și ceva din lemn, din geamuri din lemn și tot așa mai departe, care abia se închid pe un tronson, pe un hol din ăla, au o singură baie la capul în capul holului. Adică gândiți-vă cum arată bă, acel spital. Mă bucur foarte mult că bă, consilierii locali de acolo au înțeles, au acceptat. Mă bucur la fel de mult că și primarul a fost bă, deschis Știți cum e? Bă, pe de o parte este o bucurie pentru că vom încercăm să facem ceva bun pentru și pentru oamenii din regiunea respectivă și pentru galați. Pentru că odată făcut acel spital, mulți dintre pacienții care vin de la Pătecuci la galați nu vor mai ajunge la galați și vor fi tratați la la tecuș, dar pe de altă parte că este Înseamnă că nu nu va fi așa mare presiune pe Este exact, dar pe de altă parte este și un o piatră de moară legată de gât, pentru că după o analiză așa ochiometrică făcută de către colegii mei, mai puțin de 30 de milioane de euro, cu mai puțin de 30 de milioane de euro nu poți să scapi ca spitalul ăla să poată să fie acreditat ANMCS pentru că la ora actuală sunt câteva lucruri foarte clare dintre care unul uh, ar putea spune că este uh, decident sau uh, uh, fără de care nu se poate funcționa, uh, autorizarea ANMCS. Ce înseamnă asta? Trebuie să îndeplinești anumite standarde de calitate. Dacă nu ai acele standarde de calitate, nu primești acea autorizație de funcționare. Neavând autorizație de funcționare, nu poți să intre în contractare cu casa de asigurări. Neavând neputând intra în contractare cu casa de asigurări de sănătate și neprimind finanțare, automat te închizi. Deci nici nu trebuie să vină să dea vreun ministru sau vreun prim-ministru ordin să se închidă un spital, pentru că pă, ele funcționează, să știți că funcționează exact ca o societate comercială. Execuți și produci servicii medicale pe care le vinzi la casa de asigurări, încasezi bani nu produci servicii medicale, nu încasezi bani. Și, atunci... Și cum funcționează acum, dacă spuneți că arată în halul în care arată? Cum de de acuma, este acreditat? Da, acum, în momentul, el nu este, acreditat, A, nu este acreditat. nu dar sunt la ora actuală din 470 de spitale sau câte sunt la nivel de, de țară, nu sunt toate acreditate. Deci, nu, sunt, nu sunt toate acreditate, dar conform normelor și normativ, normativ, normelor europene, trebuie să le aduci la un standard prevăzute de normativele europene, pentru că dacă nu, intri într-o zonă de infringement. Doi, dacă nu ți le avizează și nu ți le acreditează, încă o dată, repet, nu poți să primești bani de la Casa de Asigurări de Sănătate. Iar lucrul ăsta de care vă spun eu acum, trebuie să se întâmple și repede. Deci, asta trebuie să se întâmple și repede, din, pentru că 1. gândiți-vă că oricine vrea Orice pacient, orice om, orice cetățean vrea servicii medicale de calitate și, bineînțeles, să fie tratat corespunzător, să aibă și niște condiții de cazare bă, decente, să ai și aparatură, să ai și bă, medici care să te îngrijească. 2. Dacă nu ai condiții, dacă nu ai aparatură, dacă nu ai dotare, nici medicii, nici personalul medical nu vrea să lucreze în acel spital, pentru că, în primul rând, un medic care lucrează fără aparatură, și nu are pacienți, să plafonează. Și atunci, toate lucrurile astea în lanț așa, conduc la un singur lucru și anume închiderea spitalului. Ceea ce nu este de dorit și nu voi lăsa să se întâmple lucrul ăsta, că nu l-am lăsat să-l închidă atunci pe ăla de la Târgu Bujor, în 2010, când a vrut cei de la guvernare de atunci pe ul să-l închidă. Dar nici de cum acum, Tecuciu, nu se pune problema asta. Dar asta este clar drumul. Deci 30 de milioane deci de, în euro momentul de față, trebuie. spitalul ăla trebuie să bă, trebuie investit cel puțin vreo 30 de milioane Aveți de euro. Aveți o linie de finanțare cu fondurile europene pentru așa mi ceva? Mi-ați luat vorba din gură, bă, imediat probabil luni pe 28 am programat împreună cu primarul de la Tecuci să semnez bă, protocolul de predare-primire, urmând ca apoi imediat prin ADR, Consiliul Județean Deja bă, noi am anticipat treaba asta de vreo bă, jumătate de an. Asta se cheamă premeditare deja. Da, păi știți bă, da. noi am început demersurile de preluare a spitalului încă din luna bă, mai 2021. Avem acu, 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 acum avem 9 luni de zile. Mai avem puțin și facem un an de zile. Și gândiți-vă că de bă, 9 luni de zile noi tot ne chinuim să preluăm, să, preluăm acest, să preluăm acest spital. Deja știam, am făcut demersuri la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, le-am cerut să îmi rezerve sumă de bani pentru spitalul din Tecuci, pentru că este singurul spital din județul Galați care n-a beneficiat de fonduri europene și atunci le-am spus că am un singur spital în județul Galați și uh, nu pot să accept să nu primească finanțare. Ei au făcut licitație, au licitat bă, și au desemnat un expert și un, bă, o firmă care să facă studii de fezabilitate imediat după ce semnez cu bă, primăria transferul, imediat vorbesc cu cei de la Braila, dau ordin de începere și încep expertizarea și studiul de fezabilitate pentru clădirile de acolo. Probabil, probabil, mai mult ca sigur, unele dintre ele chiar va fi nevoie să le dărâmăm. Pentru că unele dintre ele n-au nici măcar fundații. De la zero, sunt Și consolide. atunci, cele care sunt bune, le consolidăm, le amenajăm. Cele care nu, la cele la care nu putem face consolidare, va trebui să găsim soluția. Să găsesc soluția, să construiesc o clădire nouă, pentru ca secțiile respective să fie relocate într-o clădire nouă. Asta este soluția, pentru că dacă nu se iau deciziile astea acum și nu se întâmplă treaba asta, cu cărpeli nu mai merge. Și exact ce vă spuneam la început, nu poți să primești acreditare. Zic eu că bă, vom reuși să ne descurcăm din punct de vedere al experienței în spitale, al managementului spitalului. Avem ceva experiență și vom demara, bă, vom demara toate bă, procedurile ca să intrăm cât mai repede să ne apucăm de construit acolo. Este nevoie. Gândiți-vă, vă dau un simplu exemplu. Gândiți-vă că este la ora actuală o clădire în care funcționează cabinetele medicale iar în subsolul acelei clădiri nu poți să intri nici măcar cu cizme de pescar. Și gândiți-vă că apa aia băltește acolo de cel puțin câțiva ani buni de zile, dacă nu 4, 5, 6, 7, 10 ani de zile cam ce stru... gândiți-vă cam cum arată infrastructura, cam cum arată structura de rezistență a acelei clădiri. Și apa aia de unde provine? Păi apa aia provine din țevi sparte, provine din, nu știu, din tot felul de... Ok, da. Adică de-aia vă spun că eu m-am îngrozit. Deci eu când, am, când mi-au arătat colegii m-am îngrozit. Dar bă, zic eu că ușor, ușor o să-l aducem la, bă, la starea care trebuie pentru a fi acreditat. Ați vorbit despre dorința de a avea aici în zona Galas Brăila un nou spital construit de la 0 pe 96.000 de metri pătrați, 20 de săli de operație, 375 de paturi dintre care 260 pentru spitalizare continuă, 54 pentru spitalizare de zi și 61 de 4 pentru secția ATI am citat acum din comunicatul de presă pe care l-am primit de la colegii dumneavoastră am văzut și reprezentarea grafică o să îi rog pe colegi să, să ne dea în plasmă și acest proiect așa cum a fost el publicat la dumneavoastră pe pagina Consiliului așa. Județean ce se întâmplă din ce bani? ăsta sunt din PNRR, acei încă din anul 2020, mai exact din luna mai 2020, de când a început să se vorbească despre Programul Național de Redresare și Reziliență, încă din momentul ăla am început să facem adrese și am făcut adrese către Ministerul Sănătății, către Ministerul Fondurilor Europene că Galațiul dorește și ne vom încadra cu un studiu de fezabilitate cu absolut tot ce trebuie, dorim să construim un spital nou, o clădire nouă care să degreveze spitalul județean și bineînțeles și justificat pentru că avem toate specializările medicale în regiune, avem o facultate de medicină și să justifică construcția unui astfel de spital la Galați. 2021 am continuat și am depus toate documentele pe care le-a cerut Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene, pentru că tot timpul am căutat să trimit și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Fondurilor Europene aceeași adresă, ca nu cumva să-mi spună vreunul că s-a pierdut adresa sau că nu știu despre ce e vorba. Am, mi s-a cerut ca în 2021, luna septembrie să fie studiul de fezabilitate gata. L-am trimis. Studiul de fezabilitate l-am trimis la Ministerul Sănătății, l-am depus și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Fondurilor Europene. În momentul de față, proiectul este studiul de fezabilitate, este complet, are toate avizele luate și o să-i dau probabil într-o săptămână, o săptămână și jumătate, o să dau drumul la ceea ce înseamnă achiziție, licitație cu clauză suspensivă. Pentru că eu sunt tare curios să văd cum vor justifica unii de ce în anumite bă, județe se construiesc patru spitale, de ce în anumite bă, regiuni se construiesc câte șapte-opt spitale și de ce în regiune sau de ce Galațiu nu trebuie să aibă măcar un spital. Pentru că acolo bă, vorbim de bă, foarte mulți bani. Și atunci, întrebarea pertinentă pe care mi-o pun este un județ cu 637.000 de locuitori pe hârtie, așa cum spune la ora actuală bă, statistica, pentru că de statistica oficială bă, vorbim. Și atunci să-mi spună și mie, și colegii de la PNL și cei de la USR, de ce trebuie într-un județ patru spitale, că nu am să nominalizez acum, că după aia, dacă aș nominaliza o să spuneți că sunt răutăcios. dar de ce în anumite județe trebuie să fie câte patru spitale și în Galați niciunul, în Brăila niciunul, în Buzău niciunul, în uh, Tulcea niciunul? Dau o exemplu așa. Asta va fi un spital regional, un spital care va, se, va avea pacienți atât din Galați cât și din Brăila sau este vorba de un spital? Pentru Domnul Ruggen, asta e Spitalul Județean Galaț la ora actuală se comportă ca un spital regional pentru că are toate specializările. Gândiți-vă că acest spital va avea 20 de săli de operații pentru toate specializările. Va, va avea, așa cum prevăd noile norme, va avea 60 și ceva de patru pentru terapie intensivă. Am, avut, am văzut ce înseamnă în pandemie ce înseamnă să ai un spital și să nu ai terapie intensivă, pentru că tot timpul mai ne mai chinuiam să mai punem încă două, patru, încă trei, patru da, la terapie intensivă. a, fost un, intensiv subiect a, național fost, la a fost un subiect la nivel național și dacă tot construim ceva de viitor, de ce să nu fie ceva de viitor? În acest spital vor fi secțiile chirurgicale, deci vor fi secțiile vine pacientul, introduci la sala de operații și apoi preoperator și postoperator, îl ții acolo, duci pe secție imediat lucrurile astea. De ce să nu, de ce să nu se întâmple? Ea are o valoare de 200 de milioane de euro, 40% din sumă înseamnă dotare, pentru că în suma asta înseamnă și dotare cu aparatură medicală și mobilier, absolut tot, tot, tot. tot este la cheie. Deci, în suma asta, este la cheie, ceea ce ar conduce și la degrevarea. Actualului spital județean pe care îl consolidăm, îl modernizăm astfel încât în fiecare salon să fie câte o baie, în fiecare salon, în loc de șase pacienți, să fie doar trei pacienți sau doi pacienți, să fie spațiu suficient pentru, pentru camere, pentru pacienți, să îndeplinim toate condițiile cerute de către cei de la NMCS pentru a-l acredita, pentru că și inclusiv. Spitalul Județean, gândiți-vă că sunt saloane la ora actuală care au câte șase pacienți în salon și nu au o baie. Au doar o chiuvetă acolo și sunt foarte multe saloane. Și atunci, prin construcția acestui spital, degrevăm spitalul județean, facem circuitele pentru ceea ce înseamnă săl de operații, terapie intensivă și secțiile chirurgicale, iar spitalul județean va putea să fie aerisit modernizat ceea ce se va și întâmpla și în loc de șase pacienți într-un salon vom avea doar trei pacienți cu baie frumos, vor sta confortabil, vor avea tot ce le trebuie. asta este scopul. Și dacă mă întrebați, nici măcar nu este o sumă mare. 200 de milioane de euro nu Un este o sumă Un miliard de lei, nu? Cam așa. Da. Deci nu este, nu este o sumă mare. Credeți-mă că nu este o sumă mare. Și am să vă spun și de ce nu este o sumă mare. Dacă se poate bă, pentru un județ din vest să i dai bă, 500 de milioane de euro pentru o sală de sport, nu poți să dai, bă, nu poate să ia bă, județul Galați 200 de milioane Dar cine pentru dă un spital. cine bani ăștia, domnule? Domnule Ruginei, i-au -au dat cei care au făcut PNRR-ul și l-au făcut așa, știți, că la școală s au închis acolo într-un birou și a spus: "Județul ăsta, a, e Galați. Hai să vedem ce scrie pe el. PSD nu dăm niciun leu." Întrebarea pertinentă pe care mi-o pun, și cred că mi-o pun, și bă, bă, cred că e destul de bă, justificată, tăle, Ok. Dar colegii noștri parlamentari, nu e de la PSD, ceilalți. Bă, steu și noi la Galație, cea, steu și noi în zonă, în regiune, steu și deci noi. Deci, să spuneți că parlamentarii gălățeni <coughs> și brăileni de la PNL și de la USR nu s-au bătut. La vremea eu respectivă sp pentru proiecte? Eu spun doar atât. Eu spun doar atât. De ce sunt patru spitale în Cluj hmm. și nu e niciun spital în Galați? Este pertinent întrebarea? Sigur că da, pentru utilizatori. Normal e firesc să ce, De ce? De ce ăla are dreptul să aibă patru spitale sau 5 spitale în județul Cluj? Nu am absolut nimic. I-ați întrebat pe colegii dumneavoastră de guvernare de la PNL? Nu i-am întrebat într-un singur considerent. înțeleg că PNRR-ul a fost făcut la Ministerul Sănătății de către cineva, o doamnă ministru, și bă, după ce au plecat de acolo, nici măcar bă, cel care a venit după, bă, după doamna ministru și a preluat ministerul vreo două luni de zile, actualul ministru al dezvoltării, nu reușeau să găsească PNR-ul. Pentru că tot PNR-ul erau făcut pe un calculator și pus pe un stick. A, aici știți foarte bine că povești de genul ăsta sunt mai puțin Doamne, eu, eu, În momentul vă spuc, în care eu vă România vă spun a, a primit să... PNR-ul, vă... au sărit toate partidele și au spus așa... <coughs> PNRR-ul ăsta nu este proiectul USR, nu este proiectul PNL, toți am muncit eu, eu, eu am întrebare. De ce pe toate domeniile sunt pe toate domeniile PNRR-ul este construit, este făcut la nivel conceptual, la nivel de uh, concept, nu la nivel clar. Singurul domeniu este sănătatea unde spune clar: spital aici, aici, aici și aici. De ce nu le dai voi la nivel conceptual, să vii să faci o analiză? Pentru că, de exemplu, la ora actuală există un spital care a fost aprobat în PNRR, care, din păcate, este închis. Da, nu, deci, foarte clar, acolo au fost oameni care, în comisiile alea hmm. în care s-a tot vorbit că eu am spus, asta mi-a plăcut în Parlament Când s-a semnat PNRR-ul Au sărit toți parlamentarii și au spus Noi am muncit, toți am muncit Nu numai unul sau altul Când este vorba de a se răspunde pe niște chestii Făcute greșit Toată lumea face un Păle, pas în eu spate Eu vă spun doar atât bă, n -n, Simplu Nu poate să-mi spună cineva La ora actuală că domnule Nu ai trimis hârtiile La timp, nu ți-ai făcut treaba Eu am să-i dau drumul și fac licitații. Și am să adjudec licitația, am să adjudec totul, am să de, o să fie desemnat proiectantul, constructorul și o să le spun, bă, când primesc finanțarea, vă dau ordinul de începere a lucrărilor și semnez contractul cu voi de lucrări. Să văd și eu cum vor fi bă, vor începe bă, patru spitale într-un județ și în Galați nu va începe niciunul. Da. Uh, apropo de spital, am apreciat foarte tare faptul că la secția de radioterapie a venit și cel de al doilea uh, da. accelerator liniar de particule. Chiar știu cam ceea ce se întâmplă acolo, cred că am mai spus o într o emisiune, din nefericire a trebuit să ajung și să stau, să petrec mult timp uh, la secția de radioterapie să să văd ce se întâmplă acolo, foarte mulți oameni cu probleme, da. din foarte mare da. aglomerare și uh, aglomerație și la un moment dat Chiar vorbeam cu niște cadre medicale care îmi spuneau, domnule dacă vine și al doilea accelerator liniar de particule, să știți că avem de muncă de numai numai. Adică va lucra în foc continuu. Da, bă, așa cum am, am spus-o, peste 2000 de pacienți bă, tratați, exact așa cum am spus-o, repet, din păcate, bă, a crescut atât de mult incidența și a crescut atât de mult numărul de persoane cu bolnave de cancer, de nu ne imaginăm. Oamenii aia nu știu cum rezistă personalul medical să vezi în fiecare zi atâta suferință. Pentru că gândiți-vă cum te simți sau care este starea de spirit pe care o ai în momentul în care vine un medic și îți spune știți, trebuie să vă dau o veste proastă. Și tu ești puțin așa cam despre ce ar fi vorba, dar totuși te gândești: dacă nu ar fi asta, ar fi extraordinar. Poate să fie orice, numai da. asta să nu fie. Și el vine și spune: Știți, aveți un cancer, încercăm să-l tratăm. Da, faptul că bă, am reușit să aducem acest accelerator near de particule la bă, galați, gândiți-vă că este, sunt, demersuri, sunt demersuri făcute din 2000. 17. Da, cred că am vorbit în. Deci, din, în două, deci din 2017, Ministrul Sănătății era atunci Bodog. Din 2017, pentru că se punea, se punea problema cine are buncăre. Și atunci am reușit să-l convin că Galațiu are două buncăre și m-a întrebat, dar sunt funcționale? Eu am domnule ministru, ieri sunt funcționale. Ce ajunge. înseamnă el? Păi, până aduci dumneata, bă, până termine licitația, eu termin buncările de amenajat și astfel când vor ajunge, când va ajunge acceleratorul, bineînțeles, discuția a fost de două, când vor ajunge acceleratoarele, mi-a zis, auzi, prezidente, ușor, ușor, că mai sunt și alte județe. Întâi unul și după aia, în etapa a doua, al doilea. Da, astăzi, când vorbim, în 2019 a fost montat, a fost terminat finalizare, finalizată montarea acceleratorului near de particule. Sunt peste 25.000 de proceduri, sunt peste 2.000 și ceva de pacienți care au fost tratați, deci gândiți-vă peste 2.500 de, de pacienți care au fost tratați acolo cu acest accelerator near de particule. În momentul de față se lucrează intens, cred că în proporție de 80 sau 90% este montat și al doilea accelerator linear de particule, urmând, urmând să-i să dăm, să dăm drumul și la cel de-al doilea accelerator linear de particule. Este un câștig enorm de mare, pentru că cu acest, cu acest aparat nu se mai radiază tot organismul, nu mai sunt problemele pe care le crea acel teratron, ci doar Strict pe tumoră să bă, iradează tumora și să bă, tratează strict doar acolo unde bă, unde a fost depistată sau acolo unde a fost operată tumora. Ce să spun? Este este un lucru bă, bucurător că am reușit să facem lucrul ăsta. Din păcate, trist este că crește alarmant această, bă, această boală. Două minute mai avem din emisiunea de astăzi, două vorbe despre uh, zona de agrement de la Gârboavele. Am văzut că ați anunțat, vom avea un parc aventura. Uh, da, se lucrează, bă, se lucrează intens acolo, l-am mai anunțat de ceva timp, din păcate bă, proiectele cu fonduri transfrontaliere merg foarte greu, în sfârșit am reușit să... Bă, Finalizăm procedura de achiziție, a fost desemnată o firmă, se lucrează, e un proiect de 1.600.000 de lei, sunt, bă, vor fi bă, zone de agrement pentru copii, pentru adulți, bă, tiroliene, două bă, tiroliene, vor fi bă, 15 trasee, adică sunt lucruri care bă, vor încânta și vor relaxa bă, gălățenii, mai ales că bă, după 1 mai știm că pădurea Gârboaveli a fost o oază de liniște, pentru, pentru gălățeni. Mă bucur enorm de mult și bineînțeles că asta este doar o primă etapă, asta este doar o primă etapă pentru că dorim să dezvoltăm și mai mult acest parc de distracții, pentru că e nevoie, e nevoie de o zonă de relaxare, iar pădurea Gărboavele oferă, sunt 200 de hectare de pădure acolo, este spațiu și pentru bicicliști, vrem să amenajăm sunt trei lacuri care nu mai au apă în momentul de față și sper să ajung la un moment dat să putem să facem din aia piste pentru skateboard, pentru tineri. Da, sunt, sunt multe lucruri de făcut, dar mă bucur că deja am făcut primii pași și că gălățenii în această vară se vor putea bucura de la jumătatea verii, se vor putea bucura și de acest parc de distracții. Există proiecte foarte mici, când am spus acum despre un proiect care uh, valorează 1,6 milioane de lei, păreați așa ușor, detașat. De să vă spun, adică... eram, eram detașat, nu există proiect mic, din cauza că proiectul ăsta, bă, bă, Parcul de Aventură bă, din Pădurea Gârboavele, este început în 2018. Gândiți-vă că din 2018 a trebuit să facem întâlniri cu cei din Ucraina, parteneriat cu cei din Republica Moldova și tot așa mai departe, până s-a semnat contractul, până am făcut procedura de achiziție. Gândiți-vă că sunt patru ani de zile. Gândiți-vă cam cât, câte hârtii, cât stres, câtă nebunie pentru un astfel de, de proiect. Dacă mă întrebați pe mine la proiectul ăsta, s-a muncit mai mult decât la un proiect de 10 milioane de euro pentru că au fost proiecte de 10 milioane sau de 20 de milioane de euro care au mers șnur, au mers cum să spune pe românește ață, adică n-am avut nicio problemă și licitația de curs normal și semnarea contractelor și semnarea contractelor de finanțare și am avut noroc și am avut și constructori buni care și au făcut treaba și n-am avut nicio problemă. În schimb aici proiectul ăsta de vreo două ore a trebuit să îl renegociem cu cei din Ucraina și tot așa mai departe, dar până la urmă am reușit. Da, bă, cred că galățenii și cetățenii au fost învățați bă, tot au auzit de zeci de milioane de euro, de sute de milioane de euro, de bă, zeci de milioane și s-au obișnuit, dar să știți că pentru un proiect din ăsta mic chiar dacă să fim obiectivi, nu este mic, 1.600.000 de lei înseamnă, am Foarte înseamnă mult 300, 300.000 300 de, mii de euro, 310.000 de euro, 320.000 de euro, nu chiar de aici de acolo, nu lei de aici de, de acolo. Da, dar este înseamnă, înseamnă muncă pentru orice proiect. Avem proiecte, am avut proiect de 20.000 de euro care a durat un an și jumătate și lumea s-ar întreba, domnule, de ce? Am proiectul cu Casa Cuza, un proiect de vreo 400 de mii sau 500 de, mii de euro și din cauza unor situri sau că am găsit niște ziduri pe acolo și a trebuit să vină Comisia de la Cultură să cerceteze, să dea din nou aviz, să reavizeze proiectul, mă chinui de 2 ani de zile. Vedeți ce înseamnă proiect mic și proiect mare. Muncă, Codificată cumva diferit. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră vă în această emisiune. Vă mai aștept aici, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor! Cum începi o afacere încă din studenție? Cu Antres 2.0, un program special creat pentru studenții de la licență, masterat și doctorat. Mai întâi faci cursuri de antreprenoriat, unde înveți să elaborezi planul de afaceri. Apoi participi la concursul de planuri de afaceri. După ce câștigi, faci practică în întreprinderea simulată și în firma cu profil similar afacerii tale. La final, înființezi firma și primești finanțarea. Caută Antres pe www.ugal.ro și înscrie-te în program proiect cofinanțat din programul operațional capital uman 2014-2020